pastilla da fisico. Resistenza elettrico. Un circuit electric simplu este format dintr-un generator, un consumator, un întrerupător și fire conductoare. Rezistența electrică este mărimea fizică prin care se exprimă proprietatea unui conductor de a se opune trecerii curentului electric. Rezistența electrică este raportul constant dintre tensiunea aplicată la capetele conductorului și intensitatea curentului electric care trece prin acesta. Unitatea de măsură în sistemul internațional de unități este ohm. Instrumentul de măsură a rezistenței electrice este ohmmetrul. Rezistența electrică depinde de materialul din care este confecționat rezistorul prin rezistivitatea materialului ρ. Depinde și de dimensiunile rezistorului, de lungimea L și de area secțiunii S. Iată simbolul folosit pentru rezistoarele cu rezistență fixă. Acesta este simbolul pentru rezistoarele cu rezistență variabilă. Reostatul cu cursor este o rezistență variabilă. Deplasarea cursorului reostatului între capetele A și B modifică lungimea rezistenței conectată în circuit. La gruparea în serie rezistoarele sunt legate unul după altul și prin ele trece același curent. Tensiunea pe gruparea serie se împarte pe rezistențele legate în serie și este egală cu suma tensiunilor pe fiecare rezistor. Rezistența echivalentă este suma rezistențelor legate în serie. La gruparea în paralel rezistoarele au borne comune, adică sunt legate la aceeași tensiune. În acest caz curentul se împarte pe ramurile pe care se află rezistențele electrice legate în paralel și este suma acestora. Inversul rezistenței echivalente este suma inverselor rezistențelor legate în paralel. Trei rezistori cu valorile R1, 45 de ohm, R2, 15 ohm, R3, 60 de ohm, sunt legați ca în figură. Calculează rezistența echivalentă pentru cele două poziții închis și deschis a întrerupătorului K. Atunci când întrerupătorul este deschis, rezistențele R1 și R2 sunt legate în serie. Rezistența echivalentă este egală cu R1 plus R2 egal 45 ohm plus 15 ohm egal 60 ohm. Atunci când întrerupătorul este închis, rezistențele R2 și R3 sunt legate în paralel, iar rezultatul lor în serie cu R1, 1 pe R egal cu 1 pe R2 plus 1 pe R3, egal cu 1 pe 15 plus 1 pe 60, egal cu 5 pe 60, egal cu 1 pe 12. Rezistența echivalentă este egală cu RP plus R1 egal 12 ohm plus 45 ohm. Egal 57 ohm. Rezistența este raportul constant dintre tensiunea electrică la capetele conductorului și intensitatea curentului electric prin conductor. Rezistența electrică depinde de materialul din care este confecționat și de dimensiunile rezistorului. Rezistențele se pot lega în serie sau paralel. Se exprimă în ohm și se măsoară cu ohmmetrul.